seara! Doamna Victoria, suntem de la Editocnița și oferim serviciul Flori pentru tine. Cunoaștem că astăzi sunteți omagiată și cu acest prilej cineva ne-a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră ca să vă aducem aceste flori. Autorii surprizei ne-au rugat să vă întrebăm dacă intuiți din partea cui poate fi aceste flori pentru dumneavoastră. Nu știu, azi toți sunt și cu metri, și neamuri, și părinți, și nașă. Trebuie viitor și în să vie. Nu știu cine, poate tăți la un loc. Domnul Vitale, avem și pentru dumneavoastră o surpriză de sănătatea soției dumneavoastră. Țineți ca să serviți toți invitații. Și deja am întrebat soția dacă intuiește cam cine pot fi autorii acestei surprize. Dumneavoastră, ce credeți? Și Nondrușu. Cred. Cine? Până a da citire mesajului, din partea cui este această surpriză, vrem să ne spuneți despre cea mai mare realizare a familiei Curea. Am copil, avem naș, suntem viitorii nănași lășini, asfim, avem părinți care ne susțin și ne ajută. Și cu asta mă mândresc. Ascultați și mesajul și acum aflați cine sunt autorii surprizei. La mulți ani binecuvântați cu multă sănătate, clipe fericite și belșug, scumpa noastră, nașă. Cu ocazia zilei de naștere, primește în dar de la noi cele mai elese urări de bine, cu mult noroc și împliniri sufletești. Îți dorim ca lumina acestei zile să-ți aducă noi speranțe și vise împlinite, să ai parte de magia unei vieți fericite alături de toți cei dragi inimii. Dragii noștri nași, Vitalie și Victoria, împreună cu Artiomca, noi vă iubim mult, vă stimăm, vă suntem recunoscători și vă mulțumim din cer până la pământ că ați acceptat să ne fiți nași. Vă promitem că veți fi mândri de noi, ne vom strădui să vă urmăm sfaturile și exemplul vostru. Și azi să aveți o zi deosebită. Acest mesaj este semnat de finii, noi finii ai dumneavoastră, Andrieș și Veronica. Le spuneți ceva? Mulțumim de această surpriză. Nu m-am așteptat și le doresc lor sănătate și... Nu știu. Are emoții. Sănătate, fericire și copilașcă-ți mai mult. Și pentru că sunteți o familie atât de frumoasă și minunată, finii dumneavoastră ne-au spus că au foarte multe emoții, pentru că nu știu cum să-și redeie în cuvinte toată mulțumirea și recunoștința față pentru dumneavoastră că ați acceptat să le fiți nași, nu doar în ziua nunții, dar pe tot parcursul vieții, să le fiți alături. Și mai au rugăminte la dumneavoastră să-i acceptați, să-i întâmpinați, căci ei mai au o surpriză pentru dumneavoastră. Familie cu literă mare, sunteți o familie împlinită, într-adevăr vrem să fiți nănașii noștri, sunteți cea mai scumpă familie pentru noi. La mulți ani! Vă felicităm cu ziua de naștere. Vă mulțumim mult că nu v-ați
refuzat copiii noștri de colaj de asta. Vă dorim mult sănătate și numai bine. Succes! Mulțumim! Poftim! Să pot aduna și-o mie, să pot aduna și-o mie, măi mă. La casa cu multă sfată, ședi lăcatul la poartă, ședi lăcatul la poartă, măi mă. Nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția. Cine-i om de omenie, să cunoaște dintr-o mie, să cunoaște dintr-o mie, măi mă. La casa cu omenie, să pot aduna și-o mie. Drag măi, drumul strâmt îmi pare larg măi, drumul strâmt îmi pare larg măi măi. Dar cu omul cel urât măi, drumul larg îmi pare strâmt măi, drumul larg îmi pare strâmt măi măi. Nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția. Măi mă, cine-i om de omenie, să cunoaște dintr-o mie, să cunoaște dintr-o mie, măi mă. Cu omul care-i drag, drumul strânt îmi pare larg, mă. Veselia e soare cu oamenii.